Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, bugetul alocat de guvern instituției pentru 2014, respectiv 22,6 miliarde de lei, a făcut posibilă repartizarea unor fonduri mai mari pentru programele naționale de sănătate. Astfel, pentru programele naționale curative derulate de casă cu finanțare din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, au fost alocate fonduri în valoare de 3,4 miliarde de lei pentru anul în curs. Anul trecut, valoarea medicamentelor și materialelor sanitare consumate a fost de 3,1 miliarde, precizează sursa citată. Fondurile alocate în acest an pentru programele curative de sănătate au avut în vedere evitarea eventualelor disfuncționalități identificate pe parcursul anului trecut în derularea acestor programe.